Magic Lily dă școala peste cap de Knister. Ea este Lily, personajul principal al povestirii noastre. E de o vârstă cu tine și arată ca orice copil obișnuit. Ceea ce și este, de fapt, iese și nu prea. Și asta pentru că Lily are ceva cu totul deosebit, o carte cu vrăj. Mâine va fi însozi specială pentru Lily la școală. Vom avea un oaspete, un inspector iar învățătoarea noastră va fi verificată, i-a spus Lili fratelui său. A doua zi de dimineață, Lili abia așteaptă să ajungă la școală. Are în buzunar un bilețel cu trucuri vrăjite. Vrea ca ora să fie perfectă. Vă rog să vă purtați civilizat. Fiți drăguți și politicoși, le spune doamna Grac încă o dată. Dacă veți fi atenți, totul va ieși foarte bine. Copiii își dau seama că este destul de emoționată. Iată că ușa se deschide și intră. Nu, nu este inspectorul, și secretarea îi aduce doamnei Grac un dosar. Pe semne că acesta este pentru dumneavoastră. Atât a să spună pentru că, în același moment, se împiedică, alunecă și cade în nas. Doamna Grac țișnește spre ea și o ajută să se ridice. Cel puțin alți 10 copii au sărit în picioare. Stați liniștiți, mormește secretara. Câtă neîndemânare din partea mea! În timp ce verifica dacă nu cumva și-a murdărit fusta, le spune copilor prietenește. Dar ce clasă politicoasă sunteți voi? Copiii adunați în jurul ei încep să-i scuture din toate părțile praful de pe fustă, iscând o mare hârmălaie. Astfel că nimeni nu își dădu seama când ușa se deschise pentru a doua oară și iată că a apărut în clasă X inspectorul. Eu sunt doamna Grac. Vă rog să mă iertați. După cum vedeți, pe aici lucrurile nu merg tocmai cum trebuie. De obicei îi auzim pe cei care bat la usă, strigă un băiat întrerupând doi. A fost din cauza hârmălaie de adineauri, strigă și mai tare un alt băiat. Iar usa de obicei o ținem deschisă, mai ales pentru inspectori și directori. Încercă un al treilea să-i acopere pe ceilalți pentru că suntem o clasă deosebit de politicoasă, urlă cineva. Mereu vorbiți așa unul peste celălalt fără să ridicați mâna, întrebă inspectorul. Vai de mine, murmură Lili, nu așa trebuia să se întâmple. Trebuie să intervină imediat pentru ca inspectorul să nu-și facă o părere proastă încă de la început. Lily scoate bilețelul. Zdrang! Se aud deodată, și jumătate de clasă, inclusiv inspectorul, învățătoarea și secretara, aterizează pe popo. Ca urmare, ceilalți copii care până atunci stăteau în bănci, se grăbesc să-i ajute pe cei care au căzut. Haosul este perfect. Din banca ei. Lili urmărește cu groază ce a făcut. Mai trece o bucată de vreme până ce toți sunt din nou în picioare și se așează înapoi în bănci. Peter, care stă în banca din spatele lui Lily, se ridică pe neașteptate în picioare și spune Doamnă Grac, steți nu prea miroase abina această Toți copiii își întorc privirile spre el. Atunci va trebui să aerisim, spune doamna Grac cu prezență de spirit și deschide fereastra. Din fericire, inspectorul nici nu a băgat de seamă obrăznăcia lui Peter. Ridică privirea și zice, Mai întâi aș dori să vă pun o întrebare, copii. Cum vă place aici la școală? Colegii lui Lily nu stau mult pe gânduri. Începe o șușoteală generală până când Inga, cea mai bună elevă a clasei, strigă pur și simplu. Păi, ne place destul de mult aici la școală, domnule inspector. Doar orele multe dintre recreații nu ne sunt pe plac. Ceilalți copii jubilează entuziasmați. Chiar și Lily bufnește în râs, mirându-se că tocmai Inga, cea mai cuminte, a dat un astfel de răspuns. Inspectorul face impasibil fel de fel de însemnări în carnețelul său. Învățătoarea încearcă să scape cumva de încurcătură. Ia te uită! Nu credeam că mai există acest banc. Și noi îl știam pe vremea când eram elevi. Doar că nu eram atât de curajoși să-l spunem învățătoarei sau unui inspector. Eu nu aș numi așa ceva curaj, ci lipsă de educație mai degrabă. Remarcă inspectorul cu severitate. Curață înseamnă altceva! strigă Lars deodată. Așa, care va să zică? întrebă inspectorul plictisit. să înseamnă să ridici mâna chiar dacă nu știi răspunsul. Din nou, se au trăsetele prin clasă. Inspectorul își ia notițele ca un apucat. Doamna Grac a ajuns albă ca varul, iar Lily nici nu mai știe ce să spună. Tocmai Lars, fricosul clasei. El care de obicei este atât de timid încât abia își deschide gura. Sărmana învățătoare nici nu are curaj să se uite la inspector. Ce părere putea să-și facă despre ea? Și ce s-o fi întâmplat cu clasa? Doamna Grac nu-și cunoștea copiii astfel. Pentru a salva situația, nu vine altă idee decât să înceapă totuși lecția. Vă rog să vă scoateți caietele de matematică, fiindcă începem să socotim. Eu mi l-am uitat acasă! anunță Maxim. Și eu, strigă Ines. În scurt timp, alți copii, cel puțin 10 la număr, strigă la rândul lor și eu. Lui Lili îi vine să intre în pământ de rușine. Îi pare foarte rău de doamna Grac. Dacă ar putea să o ajute cu ceva...